Trecem la punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei Târgu Jiu pentru perioada 2015-2020. Vi s-a înaintat de către doamna secretar acest. Da. Avem invitat și pe domnul Sunia, domnul care ne-a făcut strategia asta. Vă știți destul de bine că la un moment dat nu putem duce la un nivel de antrenare, dar cum avem de acum, suntem prinși și un moment de strategie. Așa? La știu acolo domnul Arsenie aici, domnul Arsenie. Da, domnule. Vă ascult, reprezentați. Aici aveți un loc aici, în față. Vă rog. Prezentați-ne, vă rog, o să pe scurt, mai da? Noi am mai... Strategia de dezvoltare a unei localități, practic, reprezintă un cap de pod. Este un document prin care dumneavoastră stabiliți ceea ce urmează să se execute în cadrul comune, la nivel social, la nivel administrativ, la nivel de investiții. Și fără acest document nu puteți să luați hotărâri. Este foarte important. Eu am lansat niște chestionare, s-ar putea să fie ajuns și la unii dintre dumneavoastră și la școli au fost. Copiii au răspuns foarte frumos că au nevoie de locuri de joacă. Copiii spun că vor și cred în Târgu Trotuș, în comuna Târgu Trotuș. Profesorii vor să desfășoare activitatea fără niciun fel de problemă în această comună, în condiții cât mai bune din punct de vedere al dotărilor, a investițiilor care trebuie făcute, locuri de joacă și copii, trebuie să le acelui sală de sport, am înțeles că este o problemă și că aveți nevoie. Aceste investiții au fost introduse în cadrul documentației, o să le vedeți la sfârșit. Ele nu sunt evaluate, urmează o etapă ulterioară, trebuie făcute studii de prezentabilitate și au prezentabilitate. Ele sunt destul de ample, aceste lucrări, unele dintre ele chiar necesită bani prin cadrul programelor naționale de dezvoltare locală, fie prin POR, prin POCU, prin tot, eventual prin GAL, am înțeles că faceți parte din GAL-ul zonii. Se pot obține, personal am mai obținut pentru OITUZ câteva 17 miliarde pentru două grădinițe, pentru consolidare, se pot obține, nu sunt probleme. Deci, în momentul în care documentația este bine făcută și participă toată lumea, pentru că este un efort comun, să știți, că nu este vorba numai de o persoană, toată lumea trebuie să participe la așa ceva, toată lumea trebuie să vină, deci, de exemplu, sunt problemele de reabilitare a drumurilor. Asta a ajutat foarte mult în plan economic. Nu chiar de mult, vreau să vă spun că am avut o vizită acest la Piatra Neam, s-a deschis un muzeu, muzeu eonologic, se spune, este vorba de cucuteni, culmea culmilor că erau exponate, de unde credeți, de la câteva sute de metri de Târgu Trotuș. Deci, cu vechim de 3700 de ani înaintea ele noastre. Deci, acel. Nu, erau pur și simplu cupe, ceramică, extraordinară. Și acolo ce am scris. Da, vă dați seama că este vorba de o civilizație mai veche cu 1000 de ani decât cea din Sumer și este aici. Este păcat că lumea nu știe. Este păcat că lumea nu știe. Este un punct foarte tare din punct de vedere istoric. Există câteva situri arheologice pe aici care ar putea fi valorificate. Și asta depinde de dumneavoastră, că consilierii tocmai asta fac, încearcă să găsească modalități pentru
Este un punct de plecare, această documentație, am discutat, la pus la dispoziție doamnei secretar și varianta în formatul ca să ea să poată fi completată de fiecare dată și când credeți de cuvință și că există pe tot. Sunt oportunități, dar unele dintre ele probabil că nu le-ați, n-au fost la început și el se poate transforma în revizia 0, 1, 2, 3, cu toate completările de rigoare și cu tot ceea ce credeți dumneavoastră că este important să se facă și în prioritate. Există un tipic unde lucrurile sunt la modul general, adică se vorbește despre regiunea nord-est, e vorba de județele, cum se încadrează, cam care sunt această analiză de plusuri și minusuri, care spune, domne, ce se poate face, ce nu se poate face, ce e avantajos, ce este dezavantajos. Și oricând dumneavoastră puteți să interveniți, dar ea este necesară din momentul ăsta ca să existe un punct de plecare. Dacă domnul consilier, o să pun o întrebare la domnul consilier, pentru această lucrare destul de vastă, destul de cuprinzătoare, destul de interesantă și va fi foarte bun pentru comunitatea noastră. Ok, domnule. Eu am citit pe mare, am văzut documentarul, este foarte redactat. Aș vrea să vă întreb așa. Deci, ce ați propus dumneavoastră aici sau elaborați aici, ce se va întâmpla? Adică vor fi puse în practică sau se ia o stare? Dumneavoastră hotărâți. Am văzut că dumneavoastră ați... Există câteva direcții. Mai este direcția socială, direcția economică. Astea sunt direcțiile pe care dumneavoastră le impuneți. El arată cam care sunt, hai să spunem, nu neapărat lipsurile, care sunt punctele ce trebuie atacate. Deci, vorbim de apărarea de mare, vorbim de poli care trebuie consolidat, vorbim de canalizări și de epurări. Deci, toate elementele astea trebuie pentru oricine care vine la conducerea acestei localități să fie o prioritate. Cum decide dumneavoastră să fie prioritare, asta este altceva. Aici stabilire de comun acord. Eu vă spun, următoarea etapă ar trebui să vedeți exact pentru anul viitor ce ar trebui să faceți din... Pentru că nu putem asfalta toate, indiferent cum ar fi, nu putem asfalta toate ulițele din zonă. Putem să le luăm, să le facem prioritare. Le identificăm pe fiecare, le dăm o valoare, știm exact cum putem să le... Avem bugetul, se cunoaște, fiecare se cunoaște bugetul și în funcție de asta putem să stabilim. Anul ăsta facem în Vișoara, anul ăsta tot, anul viitor facem în Târgu Trotă. Eu m-am uitat așa și am considerat, adică m-am tot gândit. Dumneavoastră ați spus că ați luat legătura și cu mai mulți cetățeni prin care ați chestionat. Noi am trimis chestionat. Nu cine sunt acei cetățeni. Deci nu știu. Deci întrebarea s-a făcut pe baza sondajului de dumneavoastră, a cetățenilor din fiecare localitate și ați ajuns la concluzia inițială prin care ce ați spus aici. Exact. Oare cetățenii din satul nostru nu vor gaze? A, nu, deci rețineți. Nu este problema asta. Astea sunt niște etape. Eu am luat ce era mai important și ceea ce am considerat că este majoritar. Să știți că mulți au mai vrut să facă și o discotecă, dar n-am luat. Nu, eu mă refer că m-am uitat aici. Dar nu, deci a zis nimic. Deci mie mi-a scris cineva că vreau discotecă. Nu pot să scriu că domnule este prioritar și nu. Dar nu știu câți au fost ca să știe fiecare. Acum știți cum este? Pentru că suntem în zonă de pădure. Nu prea cred că vreau lumea așa de multă. Nu, depinde, eu nu știu. Eu cred, o nu, că dacă am... Nu am înțeles. Dar eu am citit aici, fiecare cam ce ați considerat dumneavoastră. Atâta de mine m-a nelămurit faptul că la noi nu este trecut și dar. Adică noi... Putem interveni asupra. Da, dar
Vedeți, domnul Maicel, sondajul de opinie făcut, poate nu a fost chiar corespunzător. Dar în afară sondajul de opinie a venit de la consilier, cine? Dar dumneavoastră la câți consilieri ați solicitat? Eu la... Toți. 30. La 30 de consilieri? La 30 de chestionare. Da, v-am dat un consilieri și v-am cerut gata. Să ne aduceți și o parte la spredat. Deci eu am lucrat cu materialul. Deci eu am pretent. Știu că am pretent. Ce ne-am predat? Ne-am predat. Ander a predat. Deci, deci m-ați referit și pe mine de asta. Și eu lucrez și aia de un alt lucru de foaia respectivă. Toată lumea a fost. Toată lumea a fost. Deci nu e important. Poți să-mi vorbiți, dar știți că nu am fost. Da, da, domnul. Deci, permiteam să-l completez, domnul Ungureanu. La lista de investiții. Asta vreau și să spun. Care am aprobat-o în ședință de Consiliu, odată cu bugetul de anul 2017. Pune clar aici, înființare, distribuții... Da, tocmai asta va fi în rectificarea de buget, înființarea... Da, da. Deci, da. Și acum sper să tot să spuneți nu avizați că nu aprobați rectificarea. Păi aici este trecut pe documentarul acesta. Toate, este și asfaltul este trecut. Este și realizarea rețelei, și o îmbunătățire a rețelei. Deci toate s-au trecut. Exact ca și acolo. Dar nu mai ca acolo a fost trecut, aici nu a mai fost trecut. Da. Asta este. Deja... Acolo au fost... Așa este și implementarea asta. Da, vă mulțumim o parte că această implementare a trecut. Și sperăm în sprijinul dumneavoastră dacă... Cum mai este? Supunem aprobare. Cine este de acord cu acest punct al ordinii de zi? Cine este pentru? Împotrivă, să abținem, vă mulțumim. Trecem la punctul numărul 4. Proiectul operării privind aprobarea rectificării de gestie și cheltuieli pentru anul 2017 a Comunei Petrograd. Inițiator, primarul Comunei. Doamna contabilă șefă, prezentați-mi, vă rog, în mare, ca să putem discuta după aceea în domnul consilier. Deci se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Petrograd-Tuș, conform anexelor 1, 2 și 3, la prezenta hotărâre, prin suplimentare de credite bugetare și dări de credite bugetare. Am primit de la finanțări 78.000 sume defalcate din TVA pentru tichete la școală, 12.000. La preșcolar. La preșcolar, da, la preșcolar pentru tichete. Dar în ce costă tichete? Bun. Primesc copiii tichete de... 50 de lei, nu știu ce valoare. Care, da, tichete da, de masă. Da. Gen, tichete de masă. Asta e produs alimentar. Și au fost încurajeți. Da, a fost și în bugetul inițial 92.000, așa, și acum le-am mai dat 12.000. Nu se spune. Da. Și... Deci am pe venituri 77.000 și ar cheltuieli din nou 78.000 pentru învățământ la sus 12, la cultură 40, locuințe, servicii și dezvoltare publică 30, transportul 16. De la ordine publică am diminuat cu 20.000. Iar la investiții avem un plus de 90.000 din fondul de rezervă, tocmai pentru ce vorbeam mai înainte, pentru proiectul de înființare distribuției gaz natural. Da, asta. Mulțumesc că vorbim. Da. Ce să fac? Să plâng? Dacă plâng eu, trebuia să plâng mai tare care. Domnule președinte, se înscrie la cuvânt. Domnul Miditeru, altcineva? Domnul Supraliat? Altcineva? Lăsăm tabelul deschis. Domnul Miditeru. La domnul consilier, domnule președinte, cum știți, de la ședința trecută, doamna Contabilă Plin din Concediu, am spus și am cerut respectuos pentru un primar că de la această ședință, înspre
să vin luna septembrie. Am și făcut eu un mod frecvent. Ai mers sau se face o zi? Nu sunt fac o zi. Mă repet, dacă e nevoie. Am spus să se aducă orice chitanță, tot ce s-a cheltuit, exact de la începerea mandatului. Nu ni s-a adus nimic. Deci văd că nu se vrea. Deci suntem ignorați total. Nu știu ce se întâmplă. După aia, iar se spune că dumneavoastră nu vreți să colaborați. Nu se trece. Nu se face nimic. Eu am spus foarte clar. Sunt deschis la dialog. Să le aduc pe toate? Sunt deschis la dialog. Suntem disponibili pentru oricine. Deci colaborăm destul de bine. Deci trebuie să vină orice vrem să li se aducă la prezentință. Cum se da, se pădură. Eu am o jumătate de dolar de astăzi. Vreau să li se aducă exact cum. Deci de asta am început tot timpul la fiecare ședință. Dar la fiecare ședință. Poate mi-a scăpat unele ședințe. Mi-au scăpat. A spus, vrem să fie transparență, pentru că domnul Adrian m-a acuzat că, vezi, Doamne, am ceva, nu se făcea nimic. Bun, nu se făcea nimic. Dar vrem să știm ce s-a mușcat în banii. Spune-le, eu vreau, am acest drept, vreau să știm de ce s-au încheltuit. Da. Deci toate, deci, cu subiect și predicat. Au fost 2 lei pentru să luau pixul, doamne secretar. Au fost 10 lei pentru vrem să știm cum se cheltuie în mod justificat banul public. Asta doresc acum. Nu mai cer nimic, nu mai intru să mai speculez. Haideți să rupem nimic, doamna Fundă. Haideți să dăm răspunsul ca să fie răspunsul clar. Merg jos să vină cineva cu mine să mă ajute să aduc actele. Nu, nu, nu așa dăm. Păi nu le prea cu toate? Păi câte s-a luat? Nu, haideți să găsim o metodă. Vreau să nu sunt 100.000 de facturi. Vreo jumătate de dolar. Da. Înseamnă că am avut cheltuieli foarte mari. Nu e vorba de asta. Eu, în spatele facturilor, eu mai am alte documente care justific plata. Eu nu o să scot de acolo. Domnul Ungureanu. Și eu zâmbesc, ca și dumneavoastră. Zâmbiți degeaba. Dumneavoastră zâmbiți pentru că omul este foarte fericit atunci când nu cunoaște. Atunci ești cel mai liber. Când un om nu știe, atunci știți cel mai bine. Lăsați răspunsul. Deci lăsați... Deci, nu se poate găsi o cale de mijloc ca să nu mai avem discuții la fiecare ședință, transparență. Domnul președinte, de la începutul mandatului, numai puțin, domnul președinte, de la începutul mandatului, am tot cerut. Eu vă spun că nu se ajunge la această situație dacă în fiecare lună o ședință, o ședință atât avem, da? Lunar, se luau 20 de facturi, se punea pe diapozitiv, se punea, aceștia sunt banii cheltuiți. 20.000 de lei s-au luat și sunt mântuit, domnul președinte și domnule primar. Sunt mântuit. Pentru ce? Ca să vii, să-mi reproșezi cu mie că vezi, doamne, că dacă eram eu după mine, nu se făcea nimic. Ba da, domnule primar. Se făcea. Se făcea. Stai liniștit că n-ai venit cu frumos. Deci fiecare știe. Dar dacă ne puneam frumos, 20.000 de lei. Vrem să știm. O mașină cu balast, de pus și de îndreptat, costă 30.000 de lei, dar cui îi spui pe așa ceva? Deci eu nu pot să cred așa ceva de atât. Păi nu umblu cu domnul Iasă de Anunas. Cu ce umblu? Cine? Nu voi umblați. Vreau să știu, uite, o să vezi. Nu, dar vreau să văd. Exact, ai aruncat cu viața ce nu mai faceți. Sunteți imposibile. Domnul Mitinte, este foarte greu. Este foarte greu. Domnul Mitinte, o secundă. Sunteți penibili, sunteți penibili. Sunteți președintele Comisiei, nu știu, Comisiei de Economice. Da, domnule, și dumneavoastră credeți că i s-a pus ceva la situație? O secundă. Sunteți membru, domnule. Trebuie neapărat să facem în așa fel încât, împreună cu doamna contabilă, să intrăm în poziția documentelor. Dar nu am cerut, domnul președinte, chiar nu am cerut dumneavoastră să sunteți absurd. Am cerut de fiecare dată. Nici dacă, domnul președinte. Domnul președinte, nu vă supărați pe mine. Eu nu vreau să fiu rău, nu vă supărați. Ni s-a pus, am cerut. Ni s-a pus la dispozitivul cu progătie. Ați fost la doamna contabilă? Nu am cerut. Păi dar eu nu mă duc în birou, domnul președinte, că vreau să fie public. Pentru ca să vadă că nu avem nimic de la noi. Haideți să găsim calea de mijloc și să te împrăm cu trebuie astea, pentru că și fiecare dintre noi dorește și vrem să vedem ce s-a făcut cu banii publici. Și asta nu e. E corect. Dar asta nu înseamnă că din asta intrăm în derizoriu, nu intrăm în fiecare ședință. Dar nu intrăm în derizoriu, în argument. Deci, referitor la treaba asta, să nu aveți suspiciune încă o dată. Eu știu că din afară toată lumea se uită către primar sau către primărie și are o anumită gândire. Poate
ați auzit, există organabilitate care e așa, deci eu n-am nimic de ascuns. Dacă nu ai bun, haide să vă spun așa, nu am eu n-am 416, să defrișăm cum o să te îmbruie, băgăm de ținuții, cu cât s-au plătit, domnule, vreau să te cu cât s-au plătit de ținuția, atât mă interesează, factura, cât s-au plătit acei de ținuți pentru că reușa? 3.000. Doamnă, concret, factură. Luați-mi sub ordine și noi. Da. Dar noi nu suntem gospodarul comunei. Deci tu ești, știi care e treaba. Deci la scandal, deci... Nu, 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 Adrian, ești edilul comunei, nu te supăra. Tu trebuie să gestionezi, ești ordonat politic, cred că ești jucânul, ești tipul, așa te intitulezi, tu trebuie să faci ordine. Nu, dar tu trebuie, dacă ești tu jucânul, da. Și ești edilul comunei, deci ce e obligația de edilul comunei, da? Să vorbească la telefon sau la camera, la parametrul, la adresa, nu te supăra. Da. Dar voi trebuie să te duci frumos și să te ocupi. Sau dacă nu acele sarcini nu stă în obligația ta, da? Îi revine obligație viceprimarului comunei. Așa. Și viceprimarul comunei, ca un bun gospodar, trebuie să știe tot. Se ocupă. Stai, frate, că primarul ăla e altă treabă. Deci știi destul de bine. Deci cei de la 416, fiecare are o anumită... Da, după, dar mie pare să-i omor, dar chiar îi omor, nu îi punem în mine, haide să nu fim absurzi. Deci ei și-au făcut, eu sunt foarte mulțumit de cât au lucrat, vă zic sincer, cei la ajutorul social cât mai am, sunt foarte mulțumit de cât au lucrat. Deci, și, nu, da, da. Și nu se pot, da, 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 acum la bară. Deci eu vreau să descurajez ajutorul social, pentru că dintre ei am avut discuții personale și ne-am spus despre lucrat, sunteți absolut de muncă, de ce să pierdeți vremea când ai niște bani în timp când puteți să o parte la muncă și de muncă și facem mai poate mai este mai dar domnul Greanu, dumneavoastră considerați că de câte ori stați cu ei acolo, își îndeplinesc sarcinile pentru orele prestate? Da. Ei au un anumit... Au 17 ore fiecare. Fiecare. 17 ore, asta înseamnă 3. Își îndeplinesc sarcinile fiecare. Își îndeplinesc după puterile lor. V-am zis de atât ori că au atâtea multe... Adică n-am înțeles, după puterile lor. Ce înseamnă după puterile lor? Unul mai mare, unul mai mic? Sau cum considerați că sunt trei puterile lor? Eu voiam să vă zic. Hai să ne deci medicul spune, domnule, este capabil sau nu? Nu eu. Nu mă înțeleg, pentru că ne-ați spus că ați dat de la nu? Liger de la medic. Am avut un vas că, într-adevăr, am avut un problemă. Dumneavoastră, lucrați în funcție, am mers cu greu. Vă rog frumos, de-aia nu este tot ce suferi valbă, da? Rugați-vă cu ce mai în momentul în care voi oamenii dumneavoastră, plătești ce vă faci în serviciu, nu mai trebuie să vezi cu zice. Deci eu cred că au învățat. Eu am și oameni cu 4-5 ore care nu pot să depăt și așa l-am învățat și așa depășit. Deci trebuie să avem niște de ce. Deci, asta e toată suma și atât cu cât este de venit de ei? Da, asta e. Ce-ați auzit? 18 milioane au luat toner ca să facem material ședință și apoi să nu uităm să discutăm. Bun, dacă legat de acest proiect mai aveți ceva de ridicat. Convențiunea care a fost numită în continuare, susține lumea lui și trebuie găsit o cale, o metodă prin care noi să putem
intra în posesia unor documente ca să nu mai fie atâtea discuții ședință de ședință, ședință de ședință, ascultăm, că e noi transparent să ne ajutăm. N-avem nimic de ascult, n-avem nimic de ascult. Dacă nu avem nimic de ascult, îți dispare urmă la fiecare ședință. Pentru că trei moment sunt, deci vă zic și sincer, și mă scuz acum, nici n-am avut timp să mănânc, nici n-am uitat bucata asta. Am înțeles, bun, hai cum ai zis, nu, hai cum ai zis și asta luna asta, luna viitoare. Luna viitoare, nu. Dar nu-i interesul, puteți veni și în oricare zi. Nu, nu, da, la luat ședință să ne prezinte, nu venim în fiecare zi, de fiecare lucrăm. Noi ne câștigăm banii în alt mod. Deci fiecare, noi ne prezintem, noi, cei de aici, eu aș considera că la fiecare ședință, în fiecare lună, domnule, s-au dat atâtea factori, s-au plătit în atâtea locuri, poftim. Și atunci, dacă ții din sport, se află. Domnule, bun, și factura, acum că suntem la capitolul cheltuieli, factura la zile ăsta prafului, mă rog, zile trotușului, cât a ajuns? Zile prafului, da. Nu are încă. Am avut 700 și ceva, din care undeva la 500 de milioane. 500 de milioane. Cu 700 și ceva și minus de milioane. Te deau mare, da. Te deau de 700, de 700 de milioane, facerea la asta, dacă e 500 și 600, dacă e 700 și ceva, e cu 650 milioane. Deci nu știu, ia pe Dumitar din cap. Eu fac facerea în cap, până cum a ajuns la 700. Da, 703 de TVA. Din care dacă faceți un cap, vă vedeți. 590. Deci să înțeleg că tractorul acolo s-a dus. Care tractor? Pe tractor. Dar noi aprobați banii pentru un utilaj în comun. Deci tractorul... Domnul Ungureanu, o să avem un sloc și tractor, stați liniștit. Domnul Ungureanu, dacă nu făceați de comune, probabil nu mai învățați. Domnul lumea a făcut, numai noi am. Deci niciodată pentru dumneavoastră. Extraordinar. Deci a fost excepțional. Dar de ce ați venit când ați făcut? Eu vreau rectificarea asta, 700, îl delegat și nu era nicio problemă. De cei 75 ăla. Înainte cu... Înainte, cu o ședință de aprobare a 75, am fost în ședință și v-am prezentat bugetul. Și ați fost foarte hotărâți și nu l-ați aprobat și nici măcar nu m-ați ascultat. Și... În următoarea ședință, când eram în ședință, am fost exact... Doamne, am ascultat tura trecută foarte clar și am aprobat acei bani, am fost induși în eroare, am să vi se... Rog frumos! Nu! Nu aveți. Dumneavoastră n-ați participat și v-ați dat binevoiți să veniți. Dar a fost am fost induși în eroare și am trecut bugetul pentru ca să acoperim construcțiile care sunt în decursul lor, în decursul de desfășurare. Eu am fost președinte și chiar am menționat, domnilor. Puteam să vă spună foarte clar că nu se opunea nimeni, banii sunt alocați pentru acest... Să rămână. Nu să ne trezim că vin acum, se lipesc afișe și se face festival, numai bar n-avem, că avem un consilier. Asta nu ne-a picat nici nouă frumos. Această chestie nu... Asta nu înseamnă că am fost împotrivit în Consiliu, adică să fie discutat. Până la urmă au fost zilele orașului, zile comune. Ei așa era de gustiți ca să spui, băi frate, era să știi ce mai zbori. Deci n-ai fost discutat. Eu pun pariu cu ei pe cât vrei de nimeni, nu se opunea. Pe cât vrei de nimeni. Pe cât vrei de nimeni. Aici ai intervenit. Înainte cu ne înșelați de fiecare. Nu. O întrebare pertinentă. Pe o scară de la 1 la 10, dă-mi voie să fiu puțin, așa, puțin rău, adică de pe o scară de la 1 la 10, unde o să-mi asigur? Așa. Scara o să fie la numărul 2. Nu cumva s-a adunat cu... Deci acest spectacol, nu a... Dai voie? Da. Nu cumva acest spectacol a sunat cu iz electoral? Ca să-ți faci ăsta campanie pe care stai la PNL. Ce să nu poți să dau? Nu, dar ți-am zis, ai trecut la... Da, doamna președinte, doamna contrarie, mai de ceva de spus. Vă rog, doamna... Mai vrea să adăugați ceva? Da, înainte cu o ședință, deci am participat și la următoarea ședință, când dumneavoastră ați aprobat, nu s-a modificat nimic din hotărâre. Deci erau aceleași sume, dar dacă mă ascultați prima dată,
atunci ați fi știut. Când eu spuneam că sunt pentru zile comune, ați țipat, nici nu m-ați spus. Să înțelegem că domnul primar... Și în următoarea ședință. În următoarea ședință au fost același oameni. Cum ați... Ați uitat că n-ați țipat, eram în fața dumneavoastră. Ce am țipat? Când era rectificat, nu mi-ați aprobat nici exercițiu și după aceea chiar am spus. Mai citești rectificarea... Și ce a spus la dumneavoastră așa? Și am încercat. Hai că vine frumos și le dau eu la joale, că ăștia-s fraiere. Nu am de gând, domnule. Deci spune-mi că merg o biserici, vedeți ce înseamnă? Nici nu am gândit. Deci și asta am gândit. Și asta noastră atunci când merg o biserici, ați avut și vrea, dacă omul vrea, domnule. Dar nu era corect să se spună, domnule. Nici nu este. Dar mă lăsați să termin. Nici nu este corect să gândiți că... Eu, ca femeie, mă gândesc să vin să vă dau dumneavoastră, cum ați spus, la... Într-o altă viață îmi doresc să fiu bărbat și o să discutăm atunci la de la egal la egal. La rotuna, la rotuna, la piciorul, să-i dați, lasă-mi. Deci, într-o altă viață, cum voi fi bărbat, probabil, nu vă discutați. Vreau să știu dacă ne-ați decis. Ne-ați dat nouă câte o citație sau o invitație. Cine ați dat? Păi, domnule, dar înainte nu știați când ați început demersul. Păi când ați adus primul utilaj, sau eu știu. Păi doamna, spune că deja dumneavoastră, de ce spuneți? Că cu două luni de zile înainte știați. Acum ați zis, doamna. Ați știut și că dacă nu m-a lăsat să fie... Cu două luni, doamna, știu noi înainte că faceți zăbezii și apravului? Doamna, știu. N-ați participat și atunci nu știți cum a fost. Da, nu, dar nu suport. Deci nu suport niciun alt asfântat pe poate. Cum să-mi spui mie să-mi pui niște cuvinte cu... Domnul președinte, lasă la dumneavoastră la diverse. La diverse. Discutăm la diverse. Da, dumneavoastră nu se... Supunem aprobării bugetului cum a fost și să pui cu un domnul. După diverse. Da, iar în cele s-a plătut. Vă rog, vă rog, vă rog, doamnă consemnați în procesul verbal pentru ceea ce aprobăm bani. Atât. Nu să le schimbăm pe urmă traseu. Direcția. Vă rog frumos să fie consemnat lider cu lider. De ce? Acum, doamnă contabilă, vă rog frumos, explicați-ne cum ați început, că v-am întrebat, din păcate, ne cerem scuze, să le strângem. Ăștia 12 la învățământ. 12 la învățământ, ăștia 40 la cultură. Pentru ce ia locul la cultură? Locuințe, servicii, da. Pentru ce ia locul? Dacă se poate. Așa. Ca să fie tot ok și să mai... Bun. Deci 12 v-am spus pentru pichete, 40 la cultură. Pentru terenul de sport, în primul rând, trebuie să recuperez apa care am udat. Unde? Da. Unde? Teren de sport, care dumneavoastră ați inițiat să facă teren. Dar terenul am produs și am fost așița aia, nu s-au vedat. Ei, ba da, nu e. Nu vine aflăm mai găsat. Știți cine a venit cu tractor? Locuințe și dezvoltare. Locuințe și dezvoltare. Avem de plătit avize și de refăcut documentații topo pentru extindere de electrificare. Mi-am de făcut niște plăți. Și transportul la drumul la fel. Am de făcut niște plăți pentru avize și pentru lucrurile care sunt pe investiții. Și din fel de avize și din fel avize și explicări topo și pentru toate SF-urile astea. Toate care trebuie să le fac la studiul. Care e abuzumate? Unde? 50.000 de lei, domnule. Unde, domnul? 15.000 de lei. 16.000 de lei. Uitați-mă. Pentru ce la cultură? Acum am spus 40. Deci la cultură intră și terenul de sport. Deci la cultură nu intră numai în biserică. Păi rândul trecut pentru terenul de sport am alocat 20.000. În care rândul trecut? Da, așa a venit rândul trecut, că l-a fost tot așa reivindicare. 20.000 a luat un moment, gata.
Pentru dară. Da, da, când am respins noi bugetul, era 20.000 trecut pentru dară. Nu. În mari, asta e sigur. Vreau să aduc, am acasă. Doamna, am rugăminte dizminoasă ușoară pe deși. Chiar așa, o domnul se pasă, este doar în vedea să rugăm pe gentul și dardul a căzut jos. Domnul Petrica, haideți să nu mai intervenim. Ați intervenit odată, de două, de trei ori, am acceptat. Haideți să fim o leacă mai civilizați. Discutăm, eventual discutăm la diverse. Hai să mai răspundem la un punct de ordine zi. Ați ridicat problema să-i spună doamna contabilă, de relativ ce-i cu banii. A răspuns. Da, și Cine s-a ținut? Să trecem nominal, ca să nu mai... Da, domnul președinte, stați un pic. Cer lungă. Respectați ordinea. Eu m-am înscris la cuvânt și nu mi-ați dat. Îmi cer scuze. De asta nu votez bugetul, că nu mi-ați dat voie și vorba. Vă rog, atunci... Dați-o acolo de treabă, da. Notați-vă undeva și puneți oamenii care se înscriu la cuvânt. Păi, dacă îmi permită, dumneavoastră, peste... Păi, dar nu, le dați voie. Ziceți, domnul. Nu mai zic, că s-au zis. Bine. Cine sunt, cine e? Deci, pentru. Pentru? Pentru. Vă fac postulată, Scărla, Avapei, Ministerul Ionel, Lengen, Lengen, cine e primul? Vienu.